Ce a însemnat pentru dumneavoastră experiența acestui spectacol de teatru TV? Da, mă bucur foarte mult că fac parte din acest eveniment, pentru că se pare că spectacolul la care am lucrat pentru televiziune se constituie într-un eveniment. Asta din cauza contextului foarte, foarte generos, foarte favorabil, asta însemnând autor, nu mai discutăm, regie și distribuție. O să vedeți o distribuție plină de oameni deosebit de talentați, deosebit de dăruiți pentru meseria asta. Nu-i enumăr acum, pentru că vă las plăcerea să-i descoperiți dumneavoastră când veți viziona spectacolul la televiziune pe TVR2, la emisiunea de teatru de luni seară. Nu poți fi decât fericit să faci parte dintr-un asemenea context. Cum vedeți această inițiativă de a integra în Festivalul Național de Teatru un spectacol de teatru TV? Această îmbinare între teatru TV, teatru pe imagine și teatru clasic nu poate fi decât o inițiativă fericită care sper să continue. Mesajul meu pentru telespectatori este ca în măsura posibilităților în zilele de luni, dacă se poate să renunțe la filmele de aventuri și la celelalte programe tentante de pe alte posturi de televiziune și să-și petreacă puțin timp și cu emisiunile noastre de teatru filmat pentru dumneavoastră. Vă mulțumim frumos!